Niciodată nu este prea târziu să crezi că poate da norocul peste tine. A aflat acest lucru pe propria piele și un pensionar care a dat peste o adevărată comoară în timp ce făcea treabă prin grădină. Conform Observator News, pensionarul din Germania a găsit în gardul viu de pe proprietatea sa un sac de gunoi plin cu bijuterii și 100.000 de euro. A găsit o adevărată comoară în grădină. Cum era și firesc, omul nu s-a bucurat de comoară, ci s-a prezentat cu ea la poliție. Cum oamenii legii nu au găsit proprietarul de drept, iar legea din codul civil spune că după 6 luni bunul găsit îi revine găsitorului, în această situație, pensionarul a intrat în posesia comorii descoperite. Am făcut tot ce ne-a stat în putere, a explicat Thomas Leipold, purtătorul de cuvânt al poliției. Cu toate acestea, descoperirea nu a fost încă atribuită unei persoane, de aceea găsitorul poate aștepta acum cu nerăbdare bijuteriile în valoare de aproximativ 20.000 de euro și 100.000 de euro în nume rar. A făcut bine raportând descoperirea și apoi a fost răsplătit pentru aceasta, a mai spus Leipold, relatează Observator News.